După ce au pierdut cele două jocuri de imunitate din această săptămână, faimoșii au fost nevoiți să se despartă de un membru al echipei. Publicul a decis cine trebuie să plece acasă. Faimoșii au dat tot pe traseele de la Survivor România, dar în ciuda eforturilor, aceștia nu s-au putut impune în fața războinicilor în această săptămână, astfel că au pierdut ambele jocuri de imunitate. Faimoșii au ajuns în situația de a avea inițial doi concurenți în pericol de eliminare, Costi Ioniță și Roxana Nemeș, ambii fiind votați spre eliminare de restul echipei în cadrul consiliilor de nominalizare. Ulterior, în pericol s-a aflat și Alexandra Stan, aceasta fiind nominalizată de Zanidache, cel mai votat faimos în această săptămână. Consiliul de eliminare din această seară a fost unul dificil pentru faimoși. Preferințele publicului au fost clare. Astfel că după ce a prelungit pentru câteva clipe suspansul, Daniel Pavel a rostit numele concurentului care se va întoarce în România. Este vorba despre Costi Ioniță. Costi Ioniță este concurentul care a primit cele mai puține voturi din partea publicului, astfel că pentru faimos, acum se încheie aventura Survivor România 2021. Costi a spus, încă din momentul în care a fost nominalizat de colegi, că decizia acestora este una înțeleaptă, iar înainte de a se întoarce în țară, concurentul de la Survivor România 2021 a rezumat ce înseamnă pentru el această experiență.